a derulat în continuare, până mai acum de curând, contractul cu Primăroc. Și pe de mii de miliarde, băgate în buzunar de 156 de băieți deștepți. Da? Frumos. Adică atunci când v-ați spus că în România comunismul nu a dispărut, ci s-a privatizat, vă pot da nenumărate astfel de exemple. Cine a pus mâna pe economie? Cei care au avut acces la informații, da? Cei care au condus înainte, din diferite poziții, destinele economiei socialiste. Da? Ei au știut foarte bine ce și cum să privatizeze. Cum a făcut de plină Vântu? Păi da, de ce credeți că Vântu și-a luat el la FNI 39 de ofițeri de securitate, fiecare șeful unei filiale județene? Și proveniți din SRI și SIE. Deci, tot activitate cel după... Da, Celson. Da. Știți de ce? Da. Pentru că ei au venit cu informația. Când eram atunci consilier la Cotroceni, la Constantinescu, știți că ne-au despărțit pe piștii, că i-am sărit la propriu, la beregată lui Costin Georgescu și la Cătălin de Perete, pe șeful SRI-ului. Pentru că el a dat aviz ca ăștia să plece din SRI să lucreze pentru Vântu. Și s-a organizat această spectaculoasă rețea de spionaj economic intern, care a făcut tot felul de afaceri frumoase, da? Ei aflau și au știut că se face privatizarea multora dintre ăstea de ciment, fabricile de ciment, da? Au cumpărat pe nimic fabrica de la Megidia, pe care după aia au vândut-o cu de 20 prețul la Farge. E un singur exemplu. Și sunt nenumărate astfel de exemple. Adică s-a dezvoltat o rețea de spionaj economic inter cu ajutorul structurilor de informații ale statului român care trebuiau să protejeze statul împotriva unor asemenea la operațiune. Mi-ați venit în întâmpinare și noi ne îndreptăm spre DEVA și undeva. Da. Domnul Oprea, bani pentru pensii sunt acum. Nu am un document. Ion Nicolae, de la Interpol, a primit ajutoare cu curent subvenționat, cu 34% mai ieftin, pentru a face îngrășăminte chimice pentru combinatele pe infrastructura românească. A venit criza, a făcut export, a câștigat 300 de milioane, a intrat în tot un miliardar. Da. Suma 200 de milioane numai pe 2009 s-a prelungit. Mitar, al patrulea miliardar, indian, firma la care lucrez la Hunedoara. Îl are pe unul Ionel Borș, fost securist de la Galați, country manager, au obținut o ordonanță de urgență și noi suntem în șomaș tehnic și asemenea repetiți dumneavoastră toți. Suma 200 de milioane numai pe anul trecut va fi prelungită. Crivoiroc, 36% acțiuni pe care le-a stat român, vor fi vândute cu lumitat prin acest Ionel Borș. Pe care... filiala Ținut Informații și sperăm într-o colaborare frumoasă și plăcută. Astăzi avem onoarea de a găzdui împreună cu Universitatea Babeș-Bolyai Extensiunea Ținut Informații un multiplu eveniment. Anume, de la 11:30 o conferință științifică cu titlul Comunismul nu e istorie, iar începând cu 13:30 revisarul acestei expoziții care a fost adusă de la Brașov, primitorul comun Moartea. Expoziție organizată de către Centrul de Investigare a Primitorului Comunismului, coordonată de către Dr. Marius Oprea, care îi mulțumim pentru faptul că a răspuns invitația noastră, împreună cu echipa de Arborogi, vreau să-i mulțumesc domnul Dr. Petrov, arheolog la Muzeul Național de Istoria Rasei Banii din Cluj, domnul Horațiu Roza, arheolog la Muzeul din Turda, respectiv domnul arheolog Paul Scobotă de la Muzeul din Cluj. V-aș ruga, sincer, cât mai multe întrebări să fructificăm la maxim această... Să știți că eu răspund la orice. Nu are niciun fel de... La orice fel de provocare. Sperăm într-o colaborare viitoră între societatea noastră și Centrul de Investigare.
Da, nu e prin momentul astăzi care să vorbesc mai mult. Deci eu am invit pe domnul Dea să... Am și apropiat o discuție preliminară. Fără îndoială, în cursul acestor zile, mai sunt la sine, de 3 zile, o să semnăm un protocol cu Fundația Gheorghe Petreanu, pentru că suntem extrem de interesați să extindem investigațiile noastre și în zona Maramureșului. Maramureșul istoric, după cum știți foarte bine, a fost unul dintre pilonii rezistenței anticomuniste. Aici au fost primele revolte împotriva cotelor, împotriva colectivizării, după desfințarea bisericii greco-catolice și așa mai departe. Oamenii au început pur și simplu ridicat din casă, prin și uciși din pădure. Aici rezistența anticomuniste a avut cele mai înalte cote, dacă vreți. Chiar, după părerea mea, și după datele pe care le-am, a fost mult mai puternică decât rezistența din absența Comunții Păgărașă. Mă refer aici la numărul celor care au fost angrenați în aceste acțiuni de rezistență. E drept. Aici era și o zonă foarte apropiată de ruși. Ceea ce unifică, în genere, rezistența în munți, nu este o apartenență politică sau altă. Se spune și se greșește în asta că cei care s-au dus partizani în munți erau legionari. Nu e adevărat. Pot să vă spun că așa, cam 10% din ei ar fi fost legionari. Nu contează apartenența politică. Știți ce unifica pe toți? Toți luptaseră pe frontul antisovietic. Toți știau ce înseamnă colhoz. Și toți știau ce așteaptă. Și toți sperau că vin americani. Americanii nu au venit nici până ziua de azi. Dar ei s-au dus acolo mulți, pentru că nu vreau să trăiască în colhoz. Ei văzuseră colhoz pe frontul de est.